It will hit the Earth 13 years later. It will hit the Earth 500 miles, sorry, 500 kilometers due west of Santa Monica. So it doesn't matter where it goes through that keyhole. Now, It'll that's if it goes through the center. Ah. If it goes through other places within that keyhole, then the contact point shifts further into the Pacific or closer towards Lost North English. America. Într-un episod al podcastului său, astrofizicianul Neil Degrasse Tyson a discutat despre amenințarea uriașă reprezentată de asteroizi giganți care se îndreaptă spre Pământ. Podcastul la care a participat și autoarea științifică și cosmochimista Natalie Starkey a explorat posibilitatea unor lovituri de asteroizi cu miliarde de ani în urmă, care au adus pe Pământ elementele constitutive ale vieții dar și viitoare impacturi care să pună capăt acestei vieți, cel puțin a umanității, dintr-o singură lovitură. Așadar, iată ce a spus Neil deGrasse Tyson despre un posibil asteroid care va lovi Pământul. Riscurile cauzate de obiectele spațiale Asteroizii și meteoriții de toate formele și mărimile trec pe lângă Pământ aproape în fiecare zi. NASA estimează că sute de resturi spațiale și roci ard la intrarea în atmosfera planetei în fiecare zi. Chiar și asteroizii care sunt mai mari de mărimea unor mașini pot lovi pământul cel puțin o dată pe an, creând o cantitate mică de pagube locale. Cu toate acestea, adevărata amenințare vine din partea asteroizilor care sunt din ce în ce mai mari, cu o lățime de kilometri. Aceștia, spune astrofizicianul Neil Tyson, ar putea însemna sfârșitul omenirii. Este un fapt intrigant și subapreciat faptul că asteroizii și cometele ar fi putut fi aducătorii vieții, dacă nu ingredientele vieții, ci poate chiar viața însăși, a spus el, și totuși ei pot servi și ca vestitori de nenorocire pentru însăși viața pe care au adus-o pe planetă astrofizicianul și autorul american a dezvăluit un candidat promițător pentru o astfel de coliziune în timpul unei conferințe publice susținute la San Francisco în 2008. Un asteroid cu o lățime de 370 de metri, numit Apophis 99942, care se învârte în jurul Pământului de zeci de ani. Această rocă spațială din apropierea Pământului a fost în centrul unei scurte perioade de îngrijorare în decembrie 2004, când primele observații au sugerat o probabilitate de 3% ca acesta să lovească Pământul la 13 aprilie 2029. Și alți oameni de știință în afară de Tyson au avertizat că efectele ar putea fi catastrofale. Calculele inițiale ale orbitei sale au sugerat o posibilitate de 2,7% de a lovi Pământul în 2029. Pe baza datelor dezgropate din imagini astronomice vechi, NASA a exclus aproape imediat scenariul impactului din 2029, dar a rămas o posibilitate îndepărtată de unul în 2036. Acest lucru a fost posibil deoarece s-a constatat că Apofis ar putea trece printr-o gaură de cheie gravitațională. O regiune minusculă din spațiu în care gravitația unei planete este oarecum alterată. De la descoperirea sa, dimensiunea găurii de cheie a fost determinată ca fiind mai mică de 1000 de km lățime, ceea ce înseamnă că este foarte puțin probabil ca Apofis să treacă prin ea. Știm că nu va lovi pământul, știm că va fi mai aproape decât sateliții care orbitează. Dar există o zonă de aproximativ 1000 de kilometri, noi o numim Gaura Chei și dacă asteroidul trece prin mijlocul ei, va lovi pământul 13 ani mai târziu, la 500 de kilometri vest de Santa Monica, a spus Tyson, dacă ar lovi pământul, impactul lui Apophis 99942 va submerge întinderi vaste ale continentului nord-american, susține cercetătorul în prelegere. Neil deGrasse Tyson a continuat să explice cum un impact în ocean ar declanșa un tsunami, dacă va trece prin centru, se va scufunda în Oceanul Pacific până la o adâncime de 5 km, moment în care va exploda și va face o gaură de 5 km lățime în Pacific. Zidul de 5 km înălțime se prăbușește, căzând pe el însuși și înălțându-se în atmosferă înainte de a cădea înapoi în ocean, generând valuri tsunami. Așa că acum se face o cavitate a doua oară. Acest ciclu durează aproximativ 50 de secunde, îl puteți calcula, a declarat Tyson. Toate chestiile artificiale, toate casele, fabricile, toate astea sunt zvântate în forța care curăță cu nisip întreaga coastă de vest a Americii de Nord. Cu toate astea, asteroidul Apophis 99942 nu va lovi probabil pământul în 2036, potrivit NASA, dar dacă o va face, va ateriza undeva în emisfera estică și va elibera 1600 de megatone de energie. Pentru comparație, erupția vulcanului Krakatau din 1883, care a provocat distrugerea 70% din insulă și din arhipelagul înconjurător în urma prăbușirii acesteia, a eliberat doar 200 de megatone. Pe de altă parte, Tyson a declarat că lumea va ști la 12 aprilie 2029 dacă asteroidul a trecut prin gaura Cheii. Cum ne apărăm împotriva Apofis? Centrul pentru studiul obiectelor din apropierea Pământului din cadrul Laboratorului de Propulsie cu Reacție al NASA urmărește toate obiectele mari care trec în apropierea Pământului și probabilitățile de impact ale acestora astfel încât să putem acționa rapid în caz de nevoie. Să ne imaginăm atunci că am tras bățul cel mai scurt din punct de vedere cosmic și că noile noastre calcule îl plasează pe Apophis ferm în categoria vine în vizită și că am avut la dispoziție ani de zile pentru a ne pregăti și a preveni impactul. Ce am putea face? Răspunsul evident și cel mai sigur pentru ceva ca Apofis este evacuarea zonei. Un obiect de asemenea dimensiuni nu ar amenința omenirea în ansamblu, dar ar deveni devastator pentru o parte considerabilă a planetei. Dacă nu putem să-l oprim sau să-i schimbăm traiectoria, ar trebui să ne dăm la o parte din calea lui. Un efort de o asemenea amploare ar necesita o cooperare globală deoarece milioane de indivizi ar deveni primii refugiați din cauza spațiului, și unghiul de apropiere al asteroidului, o astfel de evacuare ar putea să nu fie nici măcar fezabilă. Pentru un impact de genul celui care a inspirat filme precum Armageddon și Deep Impact, ar fi nevoie de un pic mai multă știință pentru a modifica traiectoria asteroidului astfel încât acesta să evite complet Pământul o opțiune implică bombe nucleare, pentru că desigur așa se întâmplă în filme, dar probabil nu în modul în care te-ai aștepta. În Armageddon, o echipă de foratori călătorește către un asteroid ucigaș de planete într-un ultim efort de a planta o bombă și de a împărți obiectul în două. În film, bomba despică asteroidul în două și ambele jumătăți ratează puțin planeta, Deși o bombă nucleară este o tactică plauzibilă pentru a devia un asteroid care se apropie, aruncarea în aer nu este cea mai bună strategie. Cercetările sugerează că ar avea un efect redus. Amplasarea unui exploziv nuclear în interiorul unui asteroid ar putea provoca crăparea și ruperea acestuia, dar forța gravitațională a nucleului rămas ar putea strânge totul la loc în plus s-ar putea să nu provoace daune suficiente pentru a modifica semnificativ traiectoria asteroidului. În schimb, am putea detona un dispozitiv nuclear în apropierea obiectului. Provocările majore în acest caz sunt depășirea disconfortului publicului cu privire la explozibilii nucleari și pericolul ca dispozitivul să explodeze deasupra Pământului dacă lansarea nu decurge cum trebuie. Din fericire, avem și alte opțiuni, iar legile fizicii sunt de partea noastră. Un impact cu Pământul depinde nu numai de intersectarea celor două orbite, ci și de faptul că cele două obiecte se află în același punct al orbitei lor în același timp. Astfel, pentru a preveni un impact, tot ce trebuie să facem este să schimbăm poziția sau viteza unuia dintre obiecte de-a lungul orbitei sale. Mutarea Pământului ar fi imposibilă și probabil nu ar fi cea mai bună idee. Astfel ar trebui să mutăm asteroidul. Am putea să-l mutăm într-o parte sau alta astfel încât orbita să se schimbe sau am putea să-l accelerăm sau să-l încetinim astfel încât să treacă prin punctul de intersecție înainte sau după ce Pământul se află acolo. O modalitate de a face acest lucru este de a parca o navă spațială mare în apropiere, care morcher gravitațional pentru a trage asteroidul în afara cursului. Acest plan depinde fie de o navă incredibil de mare, fie de o perioadă lungă de timp, dar ar funcționa. Am putea de asemenea să trimitem o serie de nave pe un curs de coliziune cu obiectul, folosind energia cinetică pentru a-l îndepărta din drum. În cele din urmă, o serie de lasere de mare putere ar putea încălzi părți ale asteroidului sau ar putea distruge porțiuni din el folosind energia acestor interacțiuni pentru a-l împinge. Toate aceste planuri se bazează pe același concept general, acționarea asupra obiectului într-un mod semnificativ și pe o perioadă de timp suficient de lungă pentru ca acesta să sfârșească prin a trece pe lângă noi în loc să se ciocnească de pământ. Concluzie. Există nenumărate obiecte care zboară în marele întuneric cosmic. Pe unele dintre ele, precum apofis, le cunoaștem și le studiem. De altele nici măcar nu știm că există. Din fericire, cele mai mari obiecte sunt cele mai ușor de văzut și de planificat, având suficient timp și suficientă cooperare. Problema nu este în afara capacității noastre de a o rezolva, dacă ne ținem ochii pe cer.